Bun găsit, dragi prieteni, la un nou webinar organizat de Admiral Markets. Sunt Cliff Moldovan, ca de obicei, și îl am alături de mine pe Dorin Roșu, împreună cu care o să comentăm ce s-a mai întâmplat astăzi în piețele internaționale și, din nou, o sesiune plină de content. Bun venit, Dorin! Bine te-am găsit, Liviu! Bună ziua, avem, tuturor! Avem vești dinspre Banca Centrală Europeană, dinspre povestea ședinței OPEC Plus și o să vă vină să credeți sau nu, un record istoric, maxim istoric pentru un indice. Ok, parcurgem disclaimer-ul. Instrumentele Forex și CFD sunt complexe și implică un risc ridicat de a pierde rapid banii din cauza efectului de levier. Ar trebui să vă asigurați că înțelegeți cum funcționează CFD-urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a pierde bani. Deci asigurați-vă că înțelegeți pe deplin aceste riscuri. Tranzacționarea Forex și a CFD-urilor este o activitate riscantă, iar această prezentare video nu ar trebui să fie considerată drept un sfat sau recomandare de a investi, deoarece nu reprezintă altceva decât opiniile personale ale moderatorilor. Prezentarea video are strict un caracter informativ și educațional. Ok, ca de obicei, cele două argumente în favoarea Admiral Markets, pe parte de piață de capital, mai precis indici, bursieri, CFD-urile aferente indicelui DAX 30 și poartă un spread tipic de doar 0,8 puncte, cele aferente indicelui Dow Jones de 1,5 puncte în timpul sesiunii principale de tranzacționare, pe parte Forex 0,6 pip și este spread-ul tipic pentru euro-dolar, fără comision, pentru conturile Trade.MT4 și Trade.MT5. Ok, piețe. Record istoric, vă spuneam, acum câteva momente, pentru indicele Nasdaq 100, deci nu Nasdaq Composit cel mare, Nasdaq 100, care are în componență 100 de companii. Nu e o creștere mare, până în 0,2%, dar trebuie de consemnat acest lucru. Record istoric, ceea ce înseamnă că și-a revenit complet în urma scăderilor cauzate de pandemie. În rest, America practic pe zero, ușor în teritoriul negativ, Europa, o jumătate de procent pentru DAX, Franța 0,3%, 0,6% pentru FTSE 100, euro crește, este a opta sesiune consecutivă de creștere pentru cotația euro-dolar și din ce văd, mai degrabă e euro care crește, 0,38%, spuneam, dolar index scăzând 0,38% euro, dolar index scăzând 0,18%. Ușoare scăderi și pentru cotațiile barilului de țiței pe fondul incertitudinilor legate de celebra ședință OPEC. Acum, Dorin, tu ce vrei tu să începem? Aș zice cu euro sau cu Nasdaq, nu că așa am început, ai cu Nasdaq 100. Haidem cu Nasdaq. Da, într-adevăr, frumoasă recuperare. Și ca de obicei în astfel de momente deschidem șampania. Pe lângă asta, este bine să fim prevăzători, pentru că se pot întâmpla două lucruri. Primul, care nu prea ar conveni speculatorii să intre zdravăn, că e de bine, e un preț foarte bun și să intre pe sell și ar merge în jos și parcă nu ne dorim asta, sau prețul poate să străpungă, să confirme de suport maxim, să spun așa, și să se îndrepte spre alte maxime istorice. Acum rămâne de văzut cum se va închide sesiunea sau mai ales mâine ce se va întâmpla și cum se va închide săptămâna până la urmă, care până acum arată destul de bine în sensul unor creșteri hotărâte către nivel și către maximul istoric. Acum, revenind la graficul zilnic, constat că nu e overbought. Nici foarte departe, dar nu e un da, și avem și una bucată
Aba, nu avem. Avem, bine, de la OSMA ar fi, dar na, un soi de divergență. Da? RSI-ul, RSI-ul e... Da. Încă el ne spune, domnule, din punctul meu de vedere, încă mai e loc. Exact. Acum, exact. Principala motivație pentru care indicele Nasdaq Composite a performat mai bine decât Dow Jones sau S&P ține de ponderea pe care o au companiile de tehnologie. Logică, Nasdaq 100, o companie precum, nu știu, n-am verificat dacă face parte din indice, dar dau un exemplu. O companie precum Zoom sau Netflix sau, în sensul ăsta, are o companie de genul ăsta are o pondere mai mare, logic, decât în S&P 500. Știi? Și astea au fost companiile care și-au revenit cel mai mult și atunci au tras în sus indice. Au ajutat. Da. Ok, hai să vedem Dow Jones sau S&P ca să terminăm cu, cu America. Ăștia mai au de recuperat. Da. Dow Jones deocamdată bine, dar pare că ar mai vrea să ia o pauză. Și ar fi posibil să vedem o consolidare laterală sau ușoară revenire pentru confirmarea acestui fost maxim, pentru confirmarea lui drept suport, după care cel mai probabil creșterea și continuarea creșterii. Din nou, disclaimer, nu e vorba de recomandări, pur și simplu aspecte discutate tehnic, departe de noi să dorim recomandări, dacă a spus să să fie recomandări. Cu două excepții. Da, cu YouTube-ul și... Na. Dar, cu YouTube-ul și eu recomand întotdeauna prudență. Corect, corect. Deci putem face recomandări. Intrați long pe prudență. Exact, exact. Niciodată sell pe prudență, niciodată short pe prudență. Da? Dezbateri doar din punct de vedere tehnic. Și tehnicul spune că se poate întâmpla ca acest maxim să dorească să fie confirmat de suport, ceea ce înseamnă o revenire către nivel și o nouă creștere, sau o consolidare laterală cu o continuare a creșterii. Atenție la acest maxim precedent. O situație care ar da în schimb credit urșilor ar fi revenirea prețului într-o primă instanță sub maximul precedent, deci sub nivelul 25.834, respectiv sub această importantă zonă de suport care corespunde, mă rog, un mic gap aici. Da, și de aici s-ar putea spune că urșii ar putea încerca să ducă prețul mai jos. Dar cât timp prețul se găsește în această fază de creștere, urșii sunt în elementul lor și, prin urmare, nu vreau să motive să aibă loc scăderi importante, dacă nu intervine acela fundamental, bineînțeles. Da. Acum să vedem în ordinea evenimentelor, să zic, euro-dolar. Repet, a 8-a sesiune consecutivă de creștere. Da, este incredibil. În condițiile în care Banca Centrală Europeană, în urma ședinței de politică monetară de astăzi, n-a fățit dobânzi nimic de acest gen, însă a venit cu o augmentare a programului de relansare, de sprijin al relansării economice, de quantitative easing. Până acum ei implicaseră sau au promis că o să implice 750 de miliarde de euro și au suplimentat astăzi cu 600 de miliarde, ajungând la un total de 1,35 trilioane, da? 1350 de miliarde. Estimările, din ce am citit, erau undeva între, la această creștere, da? Erau undeva între 250 și 500. Ei au venit cu 600. Ok. Ne-am fi așteptat, logic, sau pe vechea logică, cotația euro să scadă, nu? E mai mult quantitative easing. Din contră, uite, 8-a sesiune consecutivă de creștere. Da, da. Și nu e de la presiune pe dolar, să zici, domnule, să prăbușește dolar, să prăbușește, scade dolarul pentru că nu știu ce se întâmplă pe acolo. Nu e vorba de așa ceva, ba chiar din punct de vedere violențe pe străzi, nici am citit, noaptea trecută a fost una destul de liniștită. Deci, da, nu e de la dolar. E pur și simplu, iarăși,
pe semne cum, cum am mai comentat noi, pe semne că sunt și shorteri care sunt forțați să își închidă poziții. Da, da. Și aici, apropo de lecții de trading, da, nu că neapărat vrem să facem un curs, sau cel puțin că eu vreau să fac din acest, din acest webinar un curs despre cum să-ți pui stop-loss-ul, dar cum să-ți amplasezi stop-loss-ul, dar apropo de, de amplasarea stop-loss-ului, pentru urmăritorii noștri, da, nu picați în plasa de a pune stop-loss-ul departe, că e sigur că nu-l ia. Stop-loss-ul trebuie pus corect. Ce vă spun că, iată un exemplu aici, da? Cineva care ar fi intrat agresiv un shorter aici, ar fi zis, domnule, nu-l pun deasupra nivelului și peste maxim, îl pun sus de tot, cât mai sus, că poate nu-l ia. Cât de sus să-l pui? Că este următorul nivel și este următorul nivel. Dacă eu știu un stop-loss, eu știu un stop-loss despre al cărui nivel nu... Adică putem afirma că într-un interval scurt sau mediu de timp nu va fi atins. Îl pui la 1.80 sau 2. Pune stop-loss-ul la 1.80, na. Da, da, exact, exact. Și nu-l atinge. Pui, ok, și îl pui. Bă, e ca și cum nu l-ai pune. Deci eu prostii. Da, da. Da, exact, exact. Așa că stop-loss-ul trebuie pus corect, deasupra lumânării, deasupra nivelului, punct și aia, nu, domnule, hai să-l extindem acolo. Și cu o marjă deasupra, că mai sunt situații. Da, mă rog, exact. Da, adică nu mă refer așa, și cu asta încheie această intervenție. Domnule, dacă mă refer la lumânarea asta, trebuie să-l pui aici, așa, fix în maxim. Da, 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 nu, îi lași 30 de pips, 40 de pips. Exact. Nu, că, da, că mai sunt situații de hunting, de stop-loss. Și... Exact, exact. Da. Dar atât. Dar alții, iată, îl pun sus, domnule, las că să fiu sigur că nu-l ia și hop, îl ia în cel mai prost moment și atunci prețul, iată. Da, beneficiază da. Și crește. Da, da. Și în situația în care cineva, un trader, unui trader, nu-i convine că, dom'le, pe criteriile astea, stop-loss-ul e prea sus sau e prea și eu am așa. Prea mult ca să, deci las că pune un stop mai aproape, nu e... nu trebuie gândit așa, în opinia mea, dacă stop-loss-ul acela la nivel corect, după cum ai spus, îți poate aduce, dacă e trigăruit, o pierdere prea mare, tranzacționează o valoare mai mică. Corect, da, exact, corect. De cât poți să pierzi? 300 de euro. Faci calculul și zici atâtea loturi sau mini-loturi sau nu știu ce. Și gata. Mm-hmm, exact, da. Foarte și... simplu. Mm-hmm, mm-hmm. Da, da. Uite că majoritatea gândește altfel, din păcate. Da, poți mai mic, să spun. Da. Exact, exact. Și revenind la partea tehnică, da, degeaba aș mai spune acum că, domne, stai că să vezi că trebuie să revină, să confirme, aparent pare destul de convins să meargă mai sus și se prea poate să ajungă la acest nivel. Și nu mai zic nimic de aici. Poate da, poate ba. Da, poate nu, revine, deci poate. Chiar ne-a întrebat cineva, domne, până când? Da, da, da. Adică, n-ai, adică, da, teoretic e un nivel... Aici, exact cum a fost și acesta, care se pare că nu a servit prea mult de rezistență. Deci, aceasta e una din situațiile în care cel mai bine este efectiv de așteptat și de văzut unde se manifestă rezistența. Pentru că altfel degeaba sunt pe grafic niște rezistențe care nu sunt onorate și atunci egal cu zero. Da. Adică nu aș trage. Da. Ok, îți iau puțin ecranul. Da, te rog. Promit că ți-l dau înapoi. Ok. Cum ar fi să dai ecranul înapoi cu dobândă? Nu știu cum ar arăta. Ar fi o rezoluție mai bună, probabil, sau nu știu. Așa, colegă, miște mii dobândă pentru share screen? Nu, nu, nu facem asta. Glumim. Dar eram... Trebuia să spui, stai că e dobândă negativă, știi. Nu, că rezoluție mai proastă după aia. Nu, nu, confir că se vede. E ok, da? Da, da, confir că se vede, asta spuneam, da. Da, ok, deci... am avut initial jobless claims pentru săptămâna trecută într-o ușoară scădere față de valorile precedente. Se vede aici pe grafic cât de frumos se aliniază pe această tendință de scădere. Mm-hmm. Mi-ar fi plăcut să fie ceva mai abruptă curba aceasta, dar, mă rog, astea sunt condițiile. Și o să... Vreau să mergem acum, dacă toți suntem aici.
Mâine, la ora 3 și jumătate, non-farm payrolls, da? Și rata șomajului, deci datele despre piața forței de muncă, 14,7% valoarea precedentă, aproape 20% rata șomajului pentru luna mai, și o dinamică negativă de doar 8 milioane față de 20 de milioane de joburi. Încă e mult, dar e pe trend bun. Am mai avut ieri, și aici facem legătura cu următorul grafic, am mai avut ieri asta. Deci, dinamica stocurilor de țiței, o creștere de 7,9 milioane luna, săptămâna trecută, estimări de plus 3 milioane și a ieșit minus 2. Asta, în mod normal, îți dă o tendință, ar trebui să-ți dea un impuls de creștere, nu? Au ieșit stocurile mai mici. Diferența față de estimări e mare, de 5 milioane de barili. Cu toate acestea, nu a fost prezent acest impuls, nu a fost prezent în piață. Ceea ce atârnă acum este zona aceasta de incertitudine. Chiar dacă Arabia Saudită și Rusia au căzut la pace pentru în ceea ce privește, domnule, să prelungim, încă nu se știe când și cum, și trebuia să fie o ședință a OPEC Plus astăzi, nu cred că va mai avea loc, poate mâine, sunt șanse, spun unii, e o suită de țări, printre care Kuwaitul și Emiratele Arabe Unite, care se pare pe surse că nu sunt de acord cu extinderea reducerii zilnice a producției de țiței. Ar dori dânsii să se relaxeze lucrurile, să poată vinde mai mult în piață. Deci aceste incertitudini pun presiune pe cotație și acum chiar te rog să iei ecranul înapoi, să vedem din punct de vedere tehnic la ce să ne așteptăm. Se vede, e ok. Mersi. Mersi, Liviu. Bun. Da, într-adevăr, aici se observă o decelerare, sunt practic semnele unei ezitări. Da? Iată ce frumos încearcă să curbeze. Din punct de vedere tehnic, aș spune, ok, avem aici una bucată gap, ceea ce e o problemă, în sensul că există ezitări în acest sens din partea participanților la piață, nesiguranța dacă nu cumva se angajează prea devreme și punct de vedere tehnic, din nou, până la urmă discutăm despre situația în care traderii ar cam fi obligați să intre long de la un preț cam scump, să spunem așa, da? După ce s-a terminat un dat de impuls. Și asta e un alt aspect care, din nou, ca să te citez, atârnă în decizia lor și nu este neapărat pe placul lor. Iar acest lucru, practic, lasă instrumentul financiar fără resurse care să-l ducă într-o direcție sau alta. Dar, totuși, dacă această consolidare va continua deasupra, să spun, dublului suport alcătuit din 36,62 și SMA-ul de 100, la un moment dat cumpărătorii pot să capete curaj și atunci să înceapă îndreptarea prețului către următoarea zonă de rezistență, 41,07, care totodată reprezintă și limita superioară a gap-ului. Totuși, dacă această fază de consolidare se va încheia cu revenirea prețului sub 36,62 și confirmarea acestuia drept rezistență, atunci înseamnă că în fine, nu a fost suficient optimism în piață, că această zonă de rezistență a fost prea rezistentă, ca să zic așa, și asta ar însemna o depreciere care ar putea aduce prețul într-o primă instanță în zona acestui SMA, Simple Moving Average de 20, respectiv în zona minimului precedent sau a nivelului 30-28. Și cam asta ar fi. Da. Aș mai adăuga un lucru în această situație. Deci noi suntem la un nivel de rezistență, că e
nu mai înșir acum argumentele, dar în situația de față, un trader cred că s-ar gândi de două ori până să intre long, dat fiind faptul că o ratare a umplerii gap-ului nu ar da bine. Iar din acest punct de vedere, eu spun că gap-ul este el însuși o rezistență. A, tot gap-ul, da, exact. Eu, da, exact. Iar ca să, așa, un... da, ca să ia cineva decizia, băi, hai că pornim înapoi, ne suim pe munte, umplem gap-ul pe creștere, cum să spun, ar trebui ceva serios, fundamental, în spate, da, care să justifice mișcarea asta, pentru că tehnic, analiza tehnică ne arată că, bă, e complicat rău. Foarte complicat. Exact. Ok, avem o rugăminte. Așa. USD CAD. Se prea poate să nu l-am pe aici. Până la urmă e scapă, dar din memorie știu că nu prea l-am pe aici, dar haide repede să îl atașăm și pe dânsul. Bun. Așa, ne spune. USD CAD este perechea care este afectată de ceea ce se întâmplă în piața petrolului. După acel picaj, stă într-un flat și nu are combustibil. Am încheiat citat. Nu, ok. Bănuiesc că pe daily, la graficul daily se referă. Da, după acel picaj, flat... Și da, dar e un super suport acolo. De la cât e media aia? Păi asta e de 200. A? Asta. A? Și e și tehnic. Bine, se vede mai un pic mai ușor pe weekly. Ar fi și această zonă a lui 1.3350, dar e și ceva mai sus. E și, da, pe de altă parte e și un mic gap acolo pe scădere de umplut. Da, dar cred că e cam... da, e de umplut, mai are puțin. Da. Voiam să spun că l-a umplut deja. Da. Ușor over, acum... ușor oversold pe RSI Daily. Sau la limită. Da, la cum se prezintă, într-adevăr, această scădere pare, bine, pe weekly cel puțin, pare destul de hotărâtă. Da. În sensul că avem două lumânări destul de zdravene, dar pe daily iată că își cam pierde din elan. Da? Și ori vom asista la ceva de acest gen, da, o consolidare și continuare a scăderii, cum spuneam, poate până în zona lui 1.33-1.3350 sau se prea poate să ne oprim undeva în zona gap-ului, da? Respectiva medie mobile de 200 și de acolo să, mă rog, se formeze ceva de... întoarcere, ceva care să rotească prețul și după aceea să urmeze o apreciere. Da, da. Acum trebuie menționat aici că perechea asta USD CAD, lunii, cum se mai spune, da, așa. Este influențată, sigur, de dolarul canadian prin ricoșeu cu ceea ce se întâmplă cu barilul de țiței, dar este totodată și dollar-driven. Și dacă mergem acum pe dollar index... Asta voiam, exact, iată. Poftim, uite, un motiv în opinia mea, nu cred că se poate calcula sau să se poată măsura, eu spun așa, nasometric. Uite, un al doilea motiv, cel puțin, la fel de important ca... primul motiv al cadrului cu petrolul, pentru care lunii scade. Uite, vedem pe ecran. Da. Așa, încet și sigur. Da. Ce ar mai fi? Știi ce te mai rog eu de data asta? Aflu, dacă îmi spui. Da. Aur, dar mai intraday așa. Pe termen scurt. Nu, daily e lip. Pe termen lung, poza. Iată, poza. Un ușor ricoșeu după plonjonul de ieri, da? Exact. Și acum pe un intraday, eu văd acolo
o încercare de formare a unui canal de descendent. Da, te refer la asta. Asta, dar nu, era bună, era ok, dar era pe al doilea mac. Așa. Păi nu, asta vreau, dar e să-l pun cu tot așa frumos, să fie canal. Da. Da, e, perspectiva mea ar fi fost că, uite, am avut un suport, pot să adaptez și linia ca să zic că, uite, sunt un pesimist și tot dacă fac asta... Nu știu. E, failure ieri, sau nu, pe ăsta pe ce? Pe H4 din ieri. Da. Failure astăzi dimineață de a trece peste... Exact, peste dubla rezistență din alcătuit din această linie și 1709. 6-1. Și da, acum arată lucrurile, se prea poate să discutăm despre o reintrare în scenă a urșilor. Da? Acum, ei pot duce prețul până în zona minimului precedent și de aici, da, rămâne de văzut dacă vor încerca să taurii să preia controlul. De asemenea, putem vedea formarea, nu știu, unei figuri de consolidare sau, pentru că acest maxim e deja mai sus, un al doilea maxim urmat probabil de un al treilea și mai mic, un soi de triunghi, da? Posibil și asta. Sau, în fine, dacă se întâmplă vreo minune, să vedem prețul revenind peste 1709 și îndreptându-se spre dubla rezistență formată din linia de sus a acestui canal și 1737. Totuși, parcă mai puțin probabil, nu știu ce să zic. Exact, dar la cum se prezintă după așa avânt care a fost întâmpinat cu o așa rezistență, cam scârție un pic pentru situația. Da, nu e o recomandare, clar, dar parcă ar merge, deci după plonjonul de ieri, că a fost o scădere serioasă, pune pe daily, te rog. Daily să fie ieri. Așa, uite, deci după plonjonul de ieri, o scădere destul de serioasă, un ricoșeu astăzi cu acea ratare de trecere pe de linia de trend ascendent din H4. Plus nu. Nivelul ăsta de pe daily. Da, nu arată nimic bullish aici. Da, da, da. Și, doar un adagiu, deja ne întoarcem într-o rezistență importantă. Nu uităm că această rezistență e una de weekly și ne întoarcem acea rezistență. Da. De văzut însă mâine, nu știu, dacă iese un FP extraordinar de prost sau o rată a șomajului mult mai mare, da, ar putea interveni un fenomen de risk-off în piețe și atunci să vedem scăderi puternice pe Wall Street și ne întreabă cineva dacă avem acolo un head and shoulder. Nu prea. Sau nu știu, depinde. Cel puțin cu umorul ăsta... Daily? Îl întreb pe dânsul. Pe daily sau pe H4? Pe ce? Pe daily, bănuiesc, da. Nu? Cred că da. Pe daily ar fi la limită. Da, pe daily. Ok, ar putea spune că acesta e un umăr, acesta e un cap și acesta e al doilea umăr, da? Să dacă e un cap așa cam mic. Dar da, e o observație foarte bună, într-adevăr. E dar putea teoretic, să... Da, nu e chiar ca la carte, dar hai să zicem. E un head and shoulders mutant, așa un pic. Exact, da, da. Dar este bine că, nu uitați, aici mai profit un pic de... Dacă de multe ori... spunem că, domnule, uite aici un număr, uite aici capul și după aceea aici un maxim nou care nu depășește capul, dar depășește acest maxim. Și mulți interpretează acest pattern ca fiind un head and shoulders, ceea ce e greșit. Head and shoulders trebuie să fie o configurație de acest gen. Un umăr, ăsta nu e un head and shoulders, dar vârfurile, da? Un umăr, capul și ultimul număr să fie la aceeași înălțime sau mai jos decât umărul precedent. Cum vedem aici, la aceeași înălțime, da? Umărul prim și acest al doilea umăr e la aceeași înălțime, nu-l depășește. Dacă l-ar fi depășit, nu mai era head and shoulders. Și de multe ori se invalida, da, da. Da, exact. De multe ori trebuie să uite head and shoulders. Numai dacă al doilea umăr a trecut de înălțimea primului, sau invers, e mai jos decât primul, dacă discutăm de pe și dacă e mai sensibil, nu la 10 pips.
Da, o ciupeală poate merge, dacă e ceva care, cum ar fi aici, diferența între ăștia doi, deranjează un pic vizual, zici, domnule, clar, ăsta e mai sus, exact, dacă ar fi fost aici un pip față de ăsta, lat, nu hai mai că merge. Conta, da, sigur. Exact. Da, ok, mersi frumos pentru explicații. Drag, întotdeauna. Și vreau să îi anunț de pe acum. Să nu uităm mâine, știi? Da, în cazul în care... De pe acum pe cei care ne urmăresc, că luni nu o să facem webinar, pentru că e sărbătoare. Deci ne reîntâlnim mâine, ca de obicei, la aceeași oră, comentând NFP-ul și Unemployment Rate din Statele Unite și ce-o mai apărea până atunci, evident, și apoi abia marți. Acestea fiind zise, mulțumesc, Dorin, pentru participare, doamnelor și domnilor. Așa cum vă spuneam, vă recomand să intrați long pe canalul nostru de YouTube. Puteți urmări acolo în reluare, cum ar fi, webinarile. Puteți, cei care n-ați putut intra de la fix să participați live, puteți vedea acolo, cel puțin partea de început. Scuze-mă puțin că te întrerup. Apropo de că ai spus că putem vedea în reluare, mi-a venit acum idee. Este un fel de Netflix. Da. E Markets on Demand, știi? Da. Ok, deci asta vreau să vă spun. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați urmărit. Ne reîntâlnim mâine, apoi marți. Să aveți o zi cât mai bună, vă doresc.